Monica vor purta colecta. Cântarea de la numărul 47, cântările Evangheliei 47, cântăm primele două strofe. O, Doamne, strig către Tine, primește-a mea slăbiciune, cu brațul Tău fă-mi scăpare, cum sunt, primește-mă. O, Doamne, strig către Tine, primește-a mea slăbiciune, cu brațul Tău fă-mi scăpare, cum sunt, primește-mă, cum sunt, primește-mă, cum sunt, primește-mă. Tu ești al meu mântuitor, cum sunt, primește-mă. Păcatul m-a pasă mereu, nimic n-am bun, ci numai rău. Primește-mă ca pe al Tău, cum sunt, primește-mă, cum sunt, primește-mă, cum sunt, primește-mă. Tu ești al meu mântuitor, cum sunt, primește-mă. Deschidem împreună Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, în Biblie la pagina 1116. 1 Corinteni, pagina 1116, citim din capitolul 6, de la versetul 12 până la 20, până la sfârșitul capitolului 6, și apoi în continuare, din capitolul 7, primele 16 versete. Avem trei paragrafe majore în această citire, despre curvie, despre căsătorie și despre despărțirea între soții credincioși și cei necredincioși. Încă o dată, pagina 1116, începem citirea Cuvântului lui Dumnezeu din 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea, căci este zis, cei doi se vor face un singur trup, dar cine se lipește de Domnul
este un singur Duh cu El. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost răscumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul de altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință. Nu fac din el o poruncă. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei, și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei, căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Almintrelea copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Amin. Ne închinăm Domnului. Amin. Ocupăm locurile și dăm slavă Domnului printr-o cântare comună. Cântare de la numărul 46. Cântările Evangheliei 46. Tare mi-ar plăcea să fiu sfânt, Doamne, dă ca să pot fi, spală-mă în sângea lui Iisus și așa mă-i curăți. Tare mi-ar plăcea să fiu
să pot fi. Spală-mă-n sângea lui Iisus și atunci mă-i curăți. Fă-mă sfânt, ascultă-mă de păcate, spală-mă. Iisuse, inima, ia că-ți dau o spală-mă. Nu-i în mine bunătate, n-am putere de ajuns, fă-mă sfânt, te rog, Doamne, în numele lui Iisus. Nu-i în mine bunătate, n-am putere de ajuns, fă-mă sfânt, te rog, Doamne, în numele de păcate, spală-mă. Iisuse, inima, iată-ți dau o spală-mă. Frații și surori, deja fratele Iosif a anticipat și a anunțat. Ieri am fost împreună cu dânsul la nursing home, la fratele Vasile Baia și la Sorana. I-am găsit bine, așa cum e bine la nursing home. Am stat cu dânsul și împreună, am mers cu pâinea și cu rodul viței, am avut cină împreună, ne-am rugat și am cântat un quartet cu toți cei prezenți, Mântuire ni s-a dat, vreo 3 strofe. Cred că am cântat așa de frumos, că nici nu vă dați voi seama. Poate odată, frate Iosif, le cântăm la frați un duet, ca să vadă dânsii cum cântăm noi când ne ducem la aia la care nu le cântă nimeni. Și mă gândesc și aș vrea, când vă vom cânta noi cântarea, să nu vă placă. Și să zicem, frații noștri, care la nursing home, ar merita o cântare mai bine cântată. Și haideți de aceea când merge fratele Levi cu fratele Iosif, mai merge și noi vreo 2-3, frați și surori. Sau mergem noi și stăm și noi o jumătate de oră cu ei și le cântăm noi 2 cântări sau 3, frumos, așa cum cântați voi. Dar până atunci, cântăm și noi ce să facem, că asta e. Facem și slujba asta. Am avut un timp minunat cu dânsii, s-au bucurat, ne-am bucurat și noi de dânsii și ne-am rugat împreună, am avut cină împreună. După care am mers la fratele Traian Ciologa, pe care nu l-am vizitat de mult și aveam emoții și mă gândeam oare, zic, cum mai fi fratele Traian, frate Iosif? Și la dânsul parcă nici eu n-am mai fost cam de mult și când am găsit o parcare acolo, zic, eu nici nu mai știu frate Iosif cu fratele Traian cum o fi dânsul, că acum dânsul e aproape de 100, mai aproape de 100 ca de 95. Mai luăm pâinea și vinul sau o fi dânsul în stare? Odată am fost la el, o singură dată nu l-am putut trezi, în rest de fiecare dată l-am găsit într-o stare de luciditate, de invidiat, de dorit. Și zic, ce-o fi? Ia totuși frate, hai să le luăm, că nu-s grele. Ne-am dus acolo și fratele era într-un somn adânc. Am zis, frate Traian, și n-am răspuns. A zis și fratele Iosif odată, frate Traian, nimic, l-a atins odată de doar așa pe umăr, foarte gentle, așa, foarte somn. Și n-a răspuns și a fost
fost așa un pic mâhniți, am zis, ce să facem? Plecam și îl lăsam. Dar am mai stat așa un minut, acolo, picioare lângă patul dânsului și am zis încă o dată, fără să fie mult mai tare, poate că un pic mai pronunțat, frate Traian. Și fratele a deschis ochii și când a deschis ochii ne-a văzut, să știți că ne-a cunoscut, i s-a luminat fața și i-am spus, am venit să te vedem. Fratele Levi cu fratele Iosif, gândindu-mă că e bine să ne introducem, că na, omul ăsta la 100 de ani aproape și stând acolo. Și dânsul mi-a zis, frate Levi, dar și ai mai slăbit și ai slăbit, nu glumă. Care va să zică, nu-i niciun dubiu că știe cine a fost și că nu doar vrea să facă conversație cu cineva, că bine că a venit cineva să de vorbă cu mine. Frate Levi, dar ai slăbit. Și ne-a mai spus, nu cu mustrare, că un om mai mulțumit ca el nu cred că este. Are un dar de mulțumire și nu comentează. Dar zice, nu v-am văzut de mult, zice, n-ați fost de mult pe la mine. Și am zis, ai dreptate? Și am spus, am avut și eu o operație, am fost și eu cu probleme, zice, da, mi-a spus, zice, mi-au spus cineva care m-au venit, mi-au spus, zice, foarte lucid. Frate Traian, noi avem cina duminică, i-am spus, biserica are cina duminică. Și mi-a tale faci parte din biserică, chiar dacă nu ești acolo cu trupul. Noi am adus pâinea și vinul, vrei să te împărtășești, vrei să avem cina împreună. Sigur că da, fraților. Fraților, trebuie să-i dăm noi pâinea și trebuie să-i punem noi paharul. Dar cu mintea, cu sufletul, cu inima, a fost cu noi și cu voi. Spune har, spune pace, fraților. Și după ce ne-am rugat, am citit cuvântul, s-a împărtășit și dânsul și noi, i-am zis, frate Traian, știi când veneam la dumneatale acasă? Și după ce aveam cina cu dumneatale, cu sora Maria și cei care mai veneau, cântam mai multe cântări, că atunci mergeam mai mulți, că era aproape. Și la urmă, când te întrebam, ce cântare vrei să cântăm, frate Traian, care îți place dumneatale, totdeauna ne spuneai, mântuire ni s-a dat fără nicio plată. Și am cântat și cu fratele Traian, sau și pentru dânsul, cântarea, mântuire ni s-a dat. După cum s-a bucurat dânsul, după cum i s-a luminat fața și i-au dat lacrimile, eu cred totuși că am cântat foarte bine. I-am făcut o bucurie mare și dânsul o bucurie mare nouă. Și i-am zis, frate Traian, l-am întrebat, cum ești? Frate Traian, ai dureri? N-am nicio durere, fratele. N-am nicio durere, decât atât dacă sunt aici singur, atât ai tot. Dar dacă Dumnezeu așa a îngăduit și așa a vrut, eu n-am nicio obiecție. Și am zis, frate Traian, ne bucurăm să auzim că n-ai dureri, că nu suferi și vreau să spunem că mulțumim lui Dumnezeu că ți-a dat o minte limpede și o minte sănătoasă. Și dânsul a zis, fraților, să știți că și eu mulțumesc Domnului, că alții la vârsta mea și la anii mei și în starea mea nu mai știu ce mai vorbesc. Și vorbesc prostii, zice, și vorbesc lucruri rele, dar și eu mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a păstrat mintea sănătoasă și mintea limpede. Am rămas așa de plăcuți, impresionați și așa de bucuroși. Și am zis, frate Iosif, ce păcat era să nu mai batem o dată pe umăr, să nu mai zicem o dată frate Traian. Și ne-a spus nouă și vă spune și noi vouă și ne spunem și nouă. Fraților, zice, haideți mai des. Nu trebuie să duceți nimic. Dar dacă îi puteți da o jumătate de oră, 40 de minute, faceți-o, fraților. Într-o zi Domnul Iisus vă va spune și ne va spune de câte ori ați făcut asta pentru Traian, pentru Vasile, pentru Ana, pentru altul. Mie mi le-ați făcut. Știu că sunteți unii, chiar dacă nu vă spun acum pe nume, voi vă știți și vă știm și noi, care mai cercetați. Continuați să o faceți. E un lucru care place Domnului. Iar voi ceilalți, dați la o parte orice piedică. Dați la o parte orice piedică. Nu să știți, nu e cel mai bun lucru că mergem 7 odată la fratele Traian sau 8. Abia o să închefem în cămăruța aia. Dar dacă ăștia 8 mergem câte 2 odată în săptămână, e mare lucru.
Poate că nu se pare că e ceva big deal să ai cu cine vorbi o jumătate de oră. Dar cineva care nu vorbește, cum sunt frații noștri, că și mai sunt oameni în jurul lor, da? Nu vorbesc românește, interacțiunea e minimă, pentru ei este așa o mare înviorare. Ne rugăm pentru ei și să știți că și ei se roagă pentru noi. Domnul să-i binecuvinteze. Haideți acum să mai cântăm o cântare și apoi vom lua cuvântul lui Dumnezeu pentru inimile noastre. Cântarea 245, cântările Evangheliei 245, singura am înțelepciune e Hristos al meu păstor, care în orice slăbiciune e al meu sigur ajutor. 245, cântările Evangheliei. Singura min înțelepciune e Hristos al meu păstor, care-n orice slăbiciune e al meu sigur ajutor. Singura min înțelepciune e Hristos cel răstignit, care-n marea lui iubire pentru mine s-a jertfit. El e singura sfințire, vița-n care-s altoit, am cu el în părtășire, de păcat sunt mântuit. Avem în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit de la 1 Corinteni și vom mai citi și alte paragrafe. Am pornit și vreau să pornesc de la textul școlii duminicale, un paragraf din Predica de pe munte. Am citit cuvântul Domnului din Matei 5, 27 la 32, despre preacurvie și despărțire. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Nu numai că s-a zis, dar s-a și scris. Dumnezeu a rostit aceste cuvinte, cele 10 porunci, le-a rostit cu gura Lui. Israeliții l-au auzit pe Dumnezeu vorbind în mod literal. Nu o influență, nu vocea lui Dumnezeu. Așa au fost de îngroziți, încât la un moment dat că au cerut lui Moise și au zis, spune lui Dumnezeu să nu ne mai vorbească el. Să-ți vorbească ție și tu să ne spui vorbele și rostirile lui Dumnezeu ca să nu murim, să nu pierim. Apoi, aceste 10 rostiri, 10 cuvinte divine, au fost scrise pe table de piatră de Moise? Nu, de Dumnezeu. Scrise cu degetul lui Dumnezeu. Și aceste table de piatră, care sunt tablele mărturiei și ale legământului, au fost puse în chivot. Și reprezintă temelia legământului dintre Dumnezeu și Israel. Voi sunteți un popor sfânt, o împărăție de preoți și un neam sfânt. Pe baza celor 10 rostiri dumnezeiești, rostite de Dumnezeu, scrise de Dumnezeu, s-a dezvoltat întregul edificiu al primelor 5 cărți a Bibliei. Tora, cum numesc evreii, cele 5 cărți de la Geneza până la Deuteronom inclusiv,
sau Pentateul lui Moise, cum numesc creștinii și neamurile, cele cinci cărți ale lui Moise. La evrei și astăzi, aceste cinci cărți au o semnificație majoră, importantă față de restul scrierilor, sunt socotite o temelie și sunt o temelie, și sinagogile au un plan de citire, astfel încât în 52 de sabaturi să se citească toată Tora, de la Geneza până la ultimul verset din Deuteronom. Acum noi înțelegem că Tora e mai mult decât atâta, e toată Scriptura și responsabilitatea noastră e mai mare. Ar trebui să citim toată Scriptura într-un an. Sunt unii care o fac, sunt unii care o citesc chiar de mai multe ori, dar cred că n-ar fi rău dacă am citit mai mult, chiar și la biserică. Amintiți-vă de Ezra, care a citit și a tălmăcit de dimineața până seara. Asta nu înseamnă că să nu plecăm la 12 acasă sau să nu încheiem la timp, dar nimic nu poate înlocui cuvântul scris, citit, direct al lui Dumnezeu. Explicațiile noastre sunt bune și necesare uneori, sublinierile, încurajările, dar nimic nu poate înlocui cuvântul. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Tema care am avut la școala duminicală este o temă care este foarte amplu tratată în Scriptură, începând din Tora și apoi în Noul Testament și sigur că și în celelalte cărți ale Scripturii, în cărțile istorice și în proroci. Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, în această constituție a împărăției lui Dumnezeu, sau dacă vreți, codul de etică și de morală, cum s-a spus, a cetățenilor împărăției lui Dumnezeu, nu vine cu ceva de care nu s-a mai auzit niciodată, ci ia legea Domnului, care a fost dată prin Duhul lui Hristos de către Moise, și este de fapt legea lui Dumnezeu, o reașează acolo unde trebuia să fie. Vedeți de pildă când la un moment dat Domnul Iisus spune: ați auzit că s-a zis să urăști pe vrăjmașul tău și să iubești pe aproapele tău. Am studiat și am citit de atâtea ori să găsesc unde scrie în Tora că să urăști pe vrăjmașul tău. Și nu scrie nicăieri. Dar mi-am zis, dacă nu scrie nicăieri, de ce a zis Domnul Iisus că scrie? Și m-am dus iar la predica de pe munte și mi-am dat seama că eu am făcut nu exegeză, ci e ceea ce se numește eisegeză. Adică am pus eu ce aveam în gând în text. Am citit altfel. De aia zice Domnul ce scrie și cum citești. Nu spune ați auzit sau ați citit că s-a scris. Ați auzit că s-a zis. După Moise, după generația lui, rabinii, învățătorii de la școala duminicală, noi, a venit și au zis, acum pe aproape să-l iubești, dar pe vrăjmaș poți să-l urăști. Și în felul acesta, de fapt, s-a desfințat și s-a compromis cuvântul lui Dumnezeu. Asta e numai un exemplu, au fost chiar mai multe. Domnul Iisus, în predica de pe munte, reașează poruncile morale, moralitatea Vechiului Testament, acolo unde a fost intenționată. Dar eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Și să nu sărim niciodată peste cal, asta e figurativ vorbind, că vezi, aici e vorba numai de un păcat care bărbații pot să-l facă, numai el îl comit. Se uită la o femeie și li se bulbucă ochii și na, asta îi că bărbații sunt bărbați și o să fie bărbați până la venirea Domnului, ce să faci cu ei? Fii cu minte! Uită-te în Geneza, la Mrs. Potiphar. Fine lady, right? Și l-are pe Iosif acolo. Și nu ne spune că Iosif s-a tot uitat la Mrs. Potiphar. Ne spune că ea s-a uitat la el. Și ea l-a dorit. Și ea l-a poftit. Și să nu vă închipuiți că în prima zi când au fost angajat intern, în prima zi s-a întâmplat oferta. Nu. A venit întâi gândul. Pofta, zice Iacob. Când și ispita zămijlește și dă naștere la
păcat și păcatul aduce moartea. Și probabil că nu odată a zis Mrs. Potifar, știi, Joseph, ia leagă-mi, te rog, curelele încălțămintelor. Ia, ținem haina, era slugă. Iosif spune că nu-i numai Potifar era mai mare ca el în casă. Dar, de fapt, probabil că ordinea era doamna, Potifar și după aia era Iosif. Dar bine, asta e o speculație. Și ea l-a văzut, l-a dorit și l-a vrut și i-a inițiat, parcă un exemplu clasic din The Me Too Movement. Dar Domnul Iisus vine și spune, oricine se uită la o femeie sau oricine se uită la un bărbat și poftește, a și prea curvit în inima lui. Nu spune doar că asta duce la păcat, ci că reprezintă efectiv păcat. Însă, hai să ne punem întrebarea. Oare vine Domnul Iisus și face el mai grea porunca numai ca să se afle în treabă? Oare n-a fost așa de la început? Da, porunca e să nu precurvești. Dar când te duci pe scara poruncilor, vine porunca aceea care include multe subheadings. Să nu poftești. Să nu poftești. Și acolo, printre altele, se spune ogorul aproape lui tău, calul lui, casa lui, nevasta lui. Iată deci că încă de la început din legea lui Dumnezeu se punea problema și la nivel spiritual, nu doar la nivel fizic, exterior. Dar oarecum părându-li se lor că-i prea de tot, ei au zis, știi care treaba? La ce te uiți? La ce gândești? La ce ai în mintea ta? Aia e până la urmă treaba ta. Nu se vede în afară. Dacă n-ai călcat pe bec, ești sfânt. N-ai curvit. Într-o situație oarecare, e un caz real, autentic, date, locuri și nume n-au rost, un bărbat a mers la o femeie acasă după ce soțul i-a plecat la servici. Nu s-a dus nici să ceară bani împrumut, s-a dus cu scopul să aibă sex cu femeia asta. Oameni tineri. Bărbatul s-a întors acasă. A avut suspiciuni și a uitat ceva și i-a prins, nu în fapt, înainte să se întâmple faptul. Mă rog, scena care e, la rost că timpul zboară, n-a avut loc un act sexual. Mătușa acestei femei vorbește cu alte femei din sat și spune cât de bun e Dumnezeu și câtă grijă a avut Dumnezeu ca să vină și să-i prindă înainte de a face păcatul preacurviei ca să nu se spurce. Dragule, spurcăciune a avut loc nu în ziua aia când o aștepta ea să meargă el de la servici, să meargă bărbatul la servici și ăla la să vină. Spurcăciunea a avut loc în mintea lor când deja au cochetat în flirt, în gola, în seducția, când ei au ajuns să se înțeleagă. Vedeți, asta nu e un păcat așa de genul care eu te ghiontesc și tu zici, mă, ăla cu patru picioare, mă faci ceva. Nu, nu, ăsta e un păcat care ia timp să-l împlinești și ia, iese și timp să-ți vii în fire. Iese și timp să-ți vii în fire. Apostolul Pavel, în textul care l-am citit, ne atrage atenția că imoralitatea sexuală, fie că e vorba de curvie sau preacurvie, vom vedea imediat diferența, este un păcat în trup, că e foarte grav și ne spune că este împotriva trupului nostru. Dar nu e doar atât, e mai grav. Iosif, și foarte semnificativ că Iosif este înainte de Moise, nu? Adică Iosif n-a trăit în perioada
legii, n-a avut legea scrisă, dar vedeți că Dumnezeu a avut o revelație prin oamenii lui sfinți, premozaică, înainte de legea lui Moise. Și știți ce îi spune Lumisis Potifar? Bărbatul tău, domnul meu, stăpânul meu, mi-a dat totul în primire. El nu-i mai mare ca mine. Nu mi-a oprit nimic. Numai tu mi-ești oprită pentru că ești a lui, ești nevasta lui. Și ea stăruia de el și la urmă zice el, cum aș putea să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iosif nu zice împotriva trupului meu, că el era fecior, era la virgin, nici împotriva trupului tău, nici măcar împotriva lui Potifar, ci el așează păcatul acolo unde este, împotriva lui Dumnezeu. Orice păcat, să știți, că în ultimă instanță este împotriva lui Dumnezeu. Cine zice aproape lui său nebunule sau prostule, păcătuiește adevărat împotriva fratelui său. Și trebuie să se pocăiască față de fratele și sora lui, dar trebuie să pocăiască și înaintea lui Dumnezeu, căci este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să-ți piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. În iad. Și de aici se vede seriozitatea, gravitatea acestei probleme. Mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Piciorul tău te duce unde n-ar trebui să te ducă, dar nu te duce că tu îl duci pe el. Mintea îl duce și inima îl duce până la urmă. El e numai mijlocul. Nu poți să bagi de vină cauciucurilor de la mașină că te-au dus la păcat. Că cine conduce mașină? Nu? Noi conducem mașina. Iar dacă ne conduc picioarele pe noi, ca să dăm vina pe picioare, ba mai vă spun un lucru, dacă ne-am tăiat picioarele și mâinile, cu mintea tot am fi acolo, cu mintea tot am fi la păcat. A fost odată un frate de pe la Chicago, la noi la biserică, îngăduiți-mă o ilustrație adevărată, reală, a predicat, interesant omul ăsta, cam din brezla lui fratele Teofil, din ăștia cu automatizări, cu tehnologizări, inginer și el cu automatizări. Și da, un om foarte radical așa în cuvânt, nu? Și familia Matiaș l-a invitat la masă și i-a invitat și pe noi atunci cu dânsul la masă. Și a avut o discuție și el a predicat și a vorbit despre sfințirea minții și despre sfințirea ochilor și a zis, eu am fete și ele vor să umble cum umblă fetele din lume. Le-am spus nu! Și am zis lui nevastă mea, ce haine le cumperi tu? Astea nu sunt haine de fete pocăite. Și nevasta probabil s-a supărat și a zis, cumpără-le tu atunci. Și zicea el, am ajuns că n-am găsit să le cumpăr haine și le-am făcut eu haine, le-am cusut haine. Asta da, inginer, dacă e în stare să facă tot felul de mașinării din astea, nu-i să costă și niște haine. Și dintr-o vorbă în alta, noi am discutat diferite păreri și cineva l-a întrebat acolo la masă și a zis, da, nu scrie Biblie ca să nu te uiți, să scoți ochiul? Și atunci el cumva a explodat și a zis, come on, zice, acum din cauza voastră că nu veniți îmbrăcate cu trebuie la biserică, noi toți să fim cu ochii scoși. Vedeți, e ușor să dăm vina pe alții. Dar și dacă ne scoatem ochii, și odată s-a întipărit pe cortexul minții, tot acolo este, să știți că și orbii fac păcate. Și chiar păcatul ăsta. Și chiar păcatul. Și chiar păcatul ăsta. Suntem cu toții de acord că învățătura nu-i literală și că de fapt trebuie să mergem la rădăcina problemelor, de acolo din minte și din inimă. De aia e prioritatea supremă, prevenirea păcatului, sfințirea minții și a inimii. Au fost oameni care au interpretat această poruncă literal
Și este cunoscut cazul unui mare creștin și un creștin foarte serios de altfel, Origen. Origen a fost un cărturar creștin din Alexandria, un centru mare creștin, un om foarte cult, cunoscător al Scripturilor și un om așa de recunoscut în, și în afara bisericii, că veneau la el oameni de departe, bărbați, femei de rang înalt, mama împăratului, împărăteasa Imperiului Roman a vrut să stea de vorbă cu Origen despre creștinism. Omul ăsta a fost așa de strict cu credința și cu viața lui. Tatălui a murit ca martir. Și când a aflat că tatălui va fi martirizat în piața orașului, Origen, la 17 ani, 16 ani, tânăr așa, a vrut să fugă acolo, să declare că și el crede în Iisus Hristos și că să moară deodată cu tatălui. Și mama lui a ascuns hainele. Pe vremea aceea n-aveai dulapul plin de haine, aveai ce era pe tine și în dulap. Când te culcai, puneai hainele pe scaun și dimineața te îmbrăcai cu ele și atât. Și mama i-a ascuns hainele și în felul ăsta el a rămas cu viață. A ajuns un om foarte important. Amin, gândiți-vă dacă mama și soția împăratului Imperiului Roman au venit la el. Și au stat ore cu el la discuție despre religie, despre politeism, despre lege, despre Noul Testament. Și omul acesta, pentru că trăia în cultura greco-romană, o cultură impregnată de păcat și de imoralitate sexuală, unde ideea de curvie și preacurvie nu exista, homosexualitatea, pe bună dreptate se numește și amor grecesc, dragoste grecească, pentru că era foarte răspândită. Urăciunea asta care e promovată astăzi a relațiilor lesbieni are ca origine insula grecească Lesbos. Și Origen atât de mult a iubit cuvântul lui Dumnezeu și a iubit oamenii păcătoși și a vrut ca și ei să audă Evanghelia, să fie mântuiți, dar n-a vrut să comită acest păcat. Și nici să poată zice cineva că uite, acolo dacă a stat 6 ore la birou cu împărăteasa, dar ce știm noi că a făcut, ce a făcut el în 6 ore? Și Origen a chemat un medic și a făcut o operație chirurgicală, Origen s-a castrat. Ăsta e fapt. Ca să nu poată comite păcatul precurviei. Și ca nimeni să nu-l poată acuza de acest păcat. Împărații făceau aceeași operație celor ce le păzeau haremurile. Dar în ciuda asta, istoricii spun că toți se făceau vinovați de păcate și de imoralitate sexuală, nu numai cu mintea, chiar și cu trupul, în forme în care, mă rog, mai perverse. Deci soluția nu este că ți-ai tăiat mâna sau ți-ai scos ochiul. Problema trebuie adresată în lăuntru. Undeva în citire s-a spus, s-a citit din lecție, ce citești, la ce te uiți, ăstea dictează ce te preocupă. Înainte ca păcatul să aibă loc în afară, el are loc în lăuntru. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa de nevasta să-i dea o carte de despărțire. Și fratele Costel dânsul a făcut lecția și vreau să spun fratele Costel așa, într-o paranteză, mă gândeam la lecția asta și mă gândeam, zic, dacă o să mi se dea cuvântul, am să citesc măcar o pagină din lecție. Măcar o pagină am să o citesc eu și mi-am fost aleasă o pagină mai de la urmă, că am ceea ce citim Inodora. Cred că a trebuit citit. Sigur că putem avea puncte de vedere, dar a fost necesar ca să avem o imagine de ansamblu. Și undeva în citire s-a subliniat că acest păcat este dezastros, are cauze asupra indivizilor, familiilor și societății extraordinare și că păcatul infidelității conjugale, păcatul preacurviei, este și cauza celor mai mulți
multor divorțuri. El distruge familiile. Și o societate care n-are familii puternice nu este puternică. De aceea sunt copii care n-au și tată și mamă. Single parent, single mother. Pentru că acest păcat are cauze extraordinare. În Statele Unite, în vremea în care noi trăim, divorțul, care este la o rată foarte înaltă, despărțirea, este cauzată în 90%, dacă vreți, din cazuri, și mai mult, de păcatul precurviei. Ori soțul, ori soția sunt necredincioși unul altuia. Au o legătură sexuală în afară, sau mai multe, și interesant este că numai rușine aduce și numai despărțire și numai distrugere. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Și vă amintiți că are loc o discuție odată între Domnul Iisus Hristos și doctorea pe farisei, fie saduchei, și zic, Moise, învățătorule, ce te vorbești tu? Moise ne-a poruncit sau ne-a zis să dăm o carte de despărțire, care va să zică, dacă Moise, ce vei tu acum și vrei să îngustezi calea? Și știți ce zice Domnul Iisus? Din ce cauză? Din pricina împietririi inimii voastre. Din pricina păcătoșeniei voastre. Ce a făcut Moise? A îngăduit. N-a avut ce face. Încă în vremea Domnului Iisus era o atitudine foarte relaxată cu privire la divorț. Erau două școli rabinice, Hillel și Shammai, și unul dintre aceștia spunea practic că bărbatul poate să-și repudieze nevasta pentru orice motiv. Și ei mergeau la lege care spunea că dacă a luat-o de nevastă și găsește în ea ceva rușinos. Și ei chinuiau cuvântul lui Dumnezeu, bărbații vorbesc, și ziceau, orice e rușinos, pot să mă despart de ea. Se ajunsese până acolo, în timpul Mântuitorului. Dacă îți ardea mâncarea, nu s-o servea exact cum îți place ție. Era pricină de divorț. Dacă sfărăia, dacă nevasta sfărăia, după unii rabini, când dormea, că era obosită beata, după muncă, ăsta te-o de băut ceai, bărbatul. Putea bărbatul să divorțeze. Dar ea nu. Era un fel de jurisdicție care favoriza bărbații. Moise, când a rânduit această carte de despărțire, trebuie să se înțeleagă corect că Moise nici n-a încurajat la divorț, nici n-a facilitat divorțul. Divorțurile aveau loc. Bărbații își lăsau nevestele, se uitau după altele mai tinere, cine trecea prin cap? Poporul era împietrit cu inima față de cuvântul lui Dumnezeu. Și de fapt, cartea de despărțire, care era o decizie de divorț, era o limitare și o reglementare a divorțului. Că altfel, până la cartea de despărțire, puteai să spui doar atâta. Nu mai ești nevasta mea și goodbye. Când s-a impus regula cărții de despărțire, nu mai puteai să zici, mi-ai ars mâncarea. Și nu mai ești nevasta mea, că putea să-ți dea cu oală în cap. Că nu puteai doar așa. Deci cartea de despărțire, să știți, a avut două scopuri. O limitare, o frânare a divorțului și o protejare a femeii. Pentru că până la această carte de despărțire în care trebuia scris motivul, o hotărâre de divorț, orice femeie alungată de bărbatul ei era judecată de societate ca fiind o femeie prea curvă. A trăit cu alt bărbat, a umblat brambura, a călcat pe bec. Nu erau becuri atunci, asta e o figură de stil. De-aia e singură, uite, de-aia e singură. Și
Cartea de despărțire, deci, oprește divorțul, înfrânează, îl face mai greu și protejează femeia. Și la comuniști, pe vremuri, că nu multe lucruri bune luăm noi de la comuniști, dar în România, când mergea bărbatul sau femeia să divorțeze, judecătorul le asculta cazul și zicea, băi, oameni buni, dar care-i treaba? Păi m-a înșelat, păi m-a bătut, păi... Sigur, când ajunge acolo, sunt probleme și scandaluri și rușine și păcate. Bă, dar aveți copii, aveți doi băieți și o fată. Bă, dar la nu vă gândiți și la ei? Dar nu mă gândim, dar nu mai trăiesc cu orangutanul ăsta, dar nu mai trăiesc cu asta. Și zicea judecătorul, măi, împăcați-vă. Și dacă nu se împăcau, le dădea următoarea întâlnire, niciodată mai devreme de 3 luni. 3-6 luni! Peste 6 luni veniți și vom reanaliza cazul. Și dura un an, 2-3, până când îi divorța. Și de cele mai multe ori ei se separau în fapt. Și nu mai locuiau la aceeași adresă și abia după un an, 2-3, dădea o decizie de divorț. Astăzi, $199 sau 299, nici nu trebuie să semneze nici bărbatul, nici femeia, numai că nu mai vrei. Sau nepotrivire de caracter, cum zicea însă cineva, un bărbat s-a dus la divorț și judecătorul obosit de divorț, zice, tu de ce vrei, mă, să divorțezi? Tot nepotrivire de caracter? Și el îi spune... Your Honor, domnule judecător, la noi nu-i nepotrivire de caracter. Dar ce? La noi e potrivire de caracter. Cum adică? Păi eu strig la ea, ea strigă la mine, eu umplu aiurea, eu am înșelat-o, ea m-a înșelat. Noi ne potrivim, zice, noi suntem prea la fel. Dar ce am vrut să vă spun prin toate acestea, chiar în comunism, care erau atei, se vedea cât de importantă e familia. Și divorțul nu era ceva luat, ceva ușor. Apoi această carte de despărțire, dragii mei, nu era ca o felicitare, așa că luai așa o foaie de asta și ziceai, a, 27 ianuarie 2019, nu mai ești nevasta mea. Nu. Să nu vă închipuiți dacă anumite detalii nu ne sunt date. Dacă trebuia să fie un document, nu era așa numai că scriai tu ce voiai. Vă amintiți episodul acela din Tora despre apele amare și aducătoare de moarte și de blestem, când un bărbat era gelos, avea suspiciuni că nevasta ar fi putut să-l înșele. Nu ne spune textul că a lucrat și invers, dar de ce nu? Asta era în perioada teocrației, când Dumnezeu în mod direct administra justiția în Israel și se ducea la marele preot. Acordul întâlnirii și se ducea cu nevasta lui, cu femeia pe care o suspecta de păcatul preacurviei. Și marele preot îi dădea să bea acele ape amare și citea rugăciunile, care erau niște blesteme, de fapt. Și spunea, dacă fiind sub autoritatea bărbatului tău, te-ai pângărit, adică ai păcătuit, ai preacurviei, l-ai înșelat, ai avut sex cu un alt bărbat, apele acestea se vor cauza moarte. Iar dacă fiind sub autoritatea soțului tău, tu ai stat curată, deși el te acuză și e suspicios că da, nu-ți vor face niciun rău. Și cel care făcea să se arate adevărul era, de fapt, Dumnezeu. Și atunci, pe baza actului acestuia, se lua o hotărâre sau alta. Deci această carte de despărțire, să nu vă închipuiți dumneavoastră că scria bărbatul numai că pus prea multă sare în mâncare și that about it, no way. Implica și pe preoți și pe leviți, era un for juridic, dar ce este important este că Moise n-a ales ni divorțul, ci din potrivă, pentru că era larg practicat, prin cartea de despărțire a căutat să-l limiteze și să protejeze femeia. Dar eu vă spun că orice cine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Traducerile moderne se feresc de cuvântul curvie și prea curvie, aducem adulter și așa mai departe. Cuvintele mai vechi spun adevărul mai bine și sunt mai aproape de original, că adulterul este un păcat în care un bărbat căsătorit sau o femeie căsătorită are sex cu o altă persoană. Și este echivalentul preacurviei. Adulter sau precurvie înseamnă același lucru.
curvia nu este diferită de prea curvie decât în ceea ce privește statutul persoanelor care îl înfăptuiesc. O persoană necăsătorită, un bărbat necăsătorit și o femeie, o tânără, o fată necăsătorită care au împreună sex, curvesc. Un bărbat căsătorit și o femeie căsătorită prea curvesc, dar e tot o relație sexuală. Și e tot imoralitate sexuală și într-un caz și într-altul, pedeapsa legii este moarte. Poate ați auzit și explicații de genul ăla fanteziste că, știi, prea curvia e o curvie prea de tot. Că curvia așa, na, omul e slab și se mai admite și whatever, dar dacă e prea curvie, te tună Dumnezeu. Nu mai oameni buni. Păcatul în esență e același. Dacă Iosif s-ar fi culcat cu Mrs. Potifar, era același act. Pentru Iosif, care era necăsătorit, era curvie. Și pentru doamna, pentru dânsa, ar fi fost prea curvie. Dar în afară de această diferență de statut marital a celor implicați în imoralitatea sexuală, nu este diferență. Acum, e foarte important că Domnul Iisus vine și spune: fugiți voi de aici cu arsul mâncării și cu sfărăitul și că nu m-au ascultat și că nu au zis Domnul meu, cum îi zicea Sara lui Avram, au zis: băi, Levi, și eu, tu vorbești cu mine, bă, vezi că îți dau o carte, îți dau eu să iei cu cărțile în cap, o să zică nevasta, ce crezi tu că ești, pe vremea lui Moise? Uitați-vă ce spune Domnul Iisus: dar eu vă spun că orice cine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie. Noi ne-am așteptat să fie în afară de pricină de prea curvie. La ce se referă și care era procedura? Era următoare. Când un bărbat se căsătorea cu o femeie și căsătoria era întemeiată în good faith, pe assumption, pe asumția că fata, mireasa, e virgină, fecioară, n-a avut de-a face cu alt bărbat, cum spunea Maria: eu nu știu de bărbat. Și lucrurile erau altfel. După ce avea loc nunta și prima noapte, se dovedea altfel. Atunci bărbatul putea să-și repudieze nevasta pe pricină de prea curvie. Nu după 3 ani. Pricină de curvie, pardon. Nu după 3 ani. Pentru că după 3 ani sau după 30 de ani, că vii tu și debitezi ce vrei, și atunci există și o procedură în lege că dacă un bărbat acuză pe o femeie pe nedrept și semnele fecioriei evidențiază că ea a fost fecioară, este o pedeapsă pentru bărbat. Care este situația când căsătoria e întemeiată? Vorbim acum, suntem în Tora, în good faith, și este așa cum trebuie. Și bărbatul este fecior ca Iosif și ea, și undeva se întâmplă un scurt circuit. De o parte, unul dintre ei calcă în afara familiei și ar loc păcatul prea curviei. Aici Domnul Iisus zice: în afară de prea curvie, de curvie. Și să știți că foarte mulți teologi, care se adânc în cuvânt, spun că singurul motiv de divorț este curvia. Deci, dacă mireasa n-a fost în good faith, ce a pretins că este, poate iertarea să biruiască legea? Da. Why not? Dar intervine o problemă, nu doar problema divorțului, căci divorțul creează o stare care îl pune și pe unul și pe altul într-o situație. Ce-i de făcut acum? Separare și acoi problema recăsătoriei. Cei divorțați, de cele mai multe ori, se recăsătoresc. Sau cel puțin au un partener cu care tot trăiesc, nu stau ca niște călugări. Și discuția vine: e îngăduit să-ți lași nevasta pentru pricina asta, dar este îngăduită recăsătorirea?
e un pic mai complicat și n-am să abordez problema asta astăzi aici, pentru că, să știți, confesiuni mari între catolici și protestanți, e o mare diferență pe această temă și mi se pare că sunt mai stricți. Și nu că nu mi se pare, ca teologie, că în practică s-ar putea să fie tot la fel. Sunt mai stricți catolici. Pentru că și căsătoria nu-i văzută doar ca un contract social, ci ca un contract divin, un act sfânt. Căci Domnul, spune în cartea lui Maleahi, a fost martor la legământul tău, la căsătoria ta cu nevasta tineresii tale, la care acum nu mai ești credincios. Un lucru să fie însă foarte clar. În Maleahi, s-a citit în lecție, Dumnezeu spune clar, foarte clar. Eu urăsc despărțirea în căsătorie. Divorțul și despărțirea nu place lui Dumnezeu. Din nefericire, divorțul a devenit o plagă în societatea contemporană și nu e rar nici între cei care merg la biserică. Nu e rar. Și infidelitatea nu este chiar rară nici între cei care merg la biserică. Acum timpul nostru zboară și aș vrea numai să vă citesc câteva texte ca să vedeți că de amplu tratată problema asta. S-au dat două exemple în planul de lecție care l-am avut, Iosif și David, bărbați ai credinței. Unul, deși tânăr, un succes, iar celălalt un faliment și un eșec. Și se poate discuta de ce unul a biruit ispita și celălalt a pierdut bătălia. Asemenea păcate, nu se câștigă bătălia că le înfrunți. Iosif a avut strategia cea mai bună. Aici e satana, 180, întinde-o. Fuga e rușinoasă, dar și sănătoasă. Că satana câteodată e foarte frumos. Foarte appealing. Satana era ca Mrs. Potifar, era coale. Și brother Joseph, 180 de grade, pe aici este drumul. Fuga o fi rușinoasă, dar e sănătoasă. 36% din actele de imoralitate sexuală, de precurvie, de adulter în America, au loc între co-workers, colegi de birou. Să nu vă închipuiți că colegii ăsta, Stevie și Jennifer, din prima dată când stau la cafea se și gândesc să aibă sex. Nu. Vine cu timpul. Dar știi ceva? Beați cafea singur, stai cu colegii la masă, nu te pune pe topogan. Că dacă te pui pe topogan, acolo ajungi. 36% din toate actele de preacurvie. Nu am inventat eu, sunt statistici, sunt oameni care se ocupă cu asta. Iar David, vedeți voi, Emanuel a spus, unde trebuia să fie David? Băi, frate, dacă era la război, sub zidurile cetății, ați văzut filme, nu? Cum aruncă ea cu pietre, cu smoală topită, cu săgeți, și îi pica niște smoale după ceafă și l-ardea și l-ustura, nu-i stătea gândul la prostii. Dar așa zis David, mai stau și un pic acasă, acum am pus la punct, du-te tu Ioab acolo, că interesant este că Ioab era mult mai rău ca David. Și totuși Ioab, la război nu prea poți prea curvi. Știi, tata și mama când veneau de la câmp, la coasă, nu le stătea gândul la prostii. Dacă în toată ziua stai cu remote-ul și nu mai putem de bine, îți merge gândul și la prostii. Iosif a ales să fugă. Sfântul Augustin, un om foarte important în istoria creștinătății, a avut și el o luptă cu acest păcat. Și lupta lui a fost explicabilă, pentru că el a crescut în cultura romană, tatăl lui a fost păgân și și-a început viața de desmăț, de promiscuitate sexuală foarte tânăr. S-a și convertit relativ tânăr, tânăr de fapt. Și el a înțeles care e această problemă, că trupul vrea păcat. N-a făcut ce a făcut Origen, dar a luat o altă hotărâre. Și a zis, ca să nu fac acest păcat, în toată viața mea,
Eu n-am să stau într-o încăpere sau într-un loc, numai eu și o femeie. Nici măcar cu sora mea sau cu maica mea. Vouă, acum, după 1000, nu știu câte sute de ani, mi se pare absurd, dar la roman, relațiile între frate și soră nu erau ieșite din comun. Relațiile de incest erau destul de frecvente. Și Sfântul Augustin, în toată viața lui, dacă a venit o femeie să-i ceară sfat, a avut încă un bărbat lângă el sau încă două femei lângă el, el n-a stat de vorbă. Nimeni n-a putut să spună, am stat eu cu Augustin, nu mai eu cu el. Într-o comunitate, o soră a pus pareu că o să o ducă păstorul cu mașina. Și a dus-o, nu s-a întâmplat nimic, decât că a dus-o și după aceea s-a lăudat. Păcatul ăsta nu-i rar, dragilor. Nu mă refer în societate, nu-i rar nici între cei care merg la biserică. El este foarte grav, el este foarte serios și e adevărat că poate vârsta unora dintre noi lucrează în favoarea noastră. Că zicea cineva, am avut o femeie în sat la noi care a fost generația lui tata, din familie de pocăiți, ea s-a căsătorit cu un om care nu era pocăit, era în partid, în Partidul Comunist Român, și după aia toată viața ei a tras și a suferit pentru decizia ei. S-a pocăit și a revenit ea în duhul ei, dar a rămas cu bărbatul necredincios. Printre alte vicii a avut două mari. A fost curvar, sau prea curvar bărbatul ei, și a fost bețiv. Au trecut ani și bărbatul ei a încetat să fie prea curvar. Adică nu neapărat în minte, cu mintea probabil că tot așa. Dar n-a mai fost, nu a mai băgat nimeni în seamă. Și mi-aduc aminte că femeia asta discuta odată cu tata și cu mama și zicea, Ambrozie, beția, măi, e un păcat mai rău ca și curvie. Și eu m-am mirat, copil, fiindcă tot auzeam și așa. Și știți ce a explicat ea? Ea una care le-a trăit pe amândouă și multe altele, de la un bărbat necredincios. Zice, bărbatul meu de astea s-a lăsat că n-a avut ce face. Dar de băut și acum bea. Sunt păcate foarte grave, sunt păcate foarte grosolane. Am vrut să citesc două paragrafe importante din Proverbe, le vom citi altă dată, vi le indic numai. Capitolul 5 din Proverbe este intitulat Ferește-te de desfrânare. Ne trebuie frâne, fraților! Ne trebuie frâne serioase și surorilor la fel. Și ne trebuie principii sănătoase. Să știți, Billy Graham, un om care a stat cu integritate până la capăt, a avut cu privire la acest păcat atitudine cam care a avut Augustin. Cam atitudinea lui Augustin. Că dacă toată ziua stai și nu poți să povestești cu un bărbat, povestești cu o colegă și invers se întâmplă lucruri pe care poți la urmă să le regreți. Dar dacă s-au întâmplat, nici David n-a rămas acasă cu gândul să păcătuiască. Deci Proverbe 5, ferește-te de desfrânare. Dacă nu avem frâne în minte, atunci ajungem să facem păcatul. Capitolul 6 este un capitol cu paragrafe de tipul ferește-te de lenevie, ferește-te de răutate. De la versetul 20, ferește-te de prea curvie, iar capitolul 7, ispita prea curviei și urmările ei. Sunt câteva pagini, dragilor. Vă sfătuiesc să le citiți, voi reveni și eu la ele, 5, 6 și 7 din Proverbe. E o lecție ușoară teoretic. Și să dăm slavă lui Dumnezeu, dacă tu lui ne-a păzit, curat și neîntinat de lume. Dar păcatul acesta nu face ravagii numai în afară. El face ravagii în biserici. Acum că bisericile astea vor fi mai liberale, că ăștia vor fi mai nu știu ce, aia e altă treabă. Dar între oameni care merg la biserică și care spun I love Jesus, face ravagii, să știți. Din nefericire, procentajul nu-i mult mai mic.
E destul de aproape de nefericire. Divorțul face ravagii, nu numai între cei care nu merg la biserică. Dacă nu e la noi în biserică, dar mai avem și noi în școlă câte o... Să știți că și între cei care se numesc creștini, face probleme. E nevoie de o sfințire a minții, a inimii. Să luăm serios cuvântul lui Dumnezeu, rețineți titlul, prioritatea supremă, prevenirea păcatului, sfințirea minții și a inimii. Păi da, dar poți să mă pocăiesc, să plâng păcatul? Poți, dar mai bine să-l previi și să nu-l faci. Ori de ce natură ar fi el, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Haideți să mulțumim Domnului cu rugăciune. Frate Ionel Săudan e chemat să ne conducă rugăciune. Amin. Cu pacea Domnului, adunarea este liberă, Domnul să vă binecuvinteze, frați și surori. Lecția 11 este acolo pe bancă, luați, salveți, citiți cuvântul Domnului. Amin.